Hristos a înviat, dragi iubiți credincioși. Astăzi ne aflăm în duminica după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, unde biserica noastră este chiar și în ajunarea acestui mare praznic al tăierii împrejur și chiar al Sfântului Ierar Vasile cel Mare, unde vom, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, vom încerca să, cu ajutorul Părintele Ioan, să desfășurăm unele întrebări, chiar și unele întrebări care vor fi adresate și de dumneavoastră. Părintele va răspunde la orice întrebare a dumneavoastră. Până Hristos a înviat și binecuvântați creștinii care ne privesc. Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu mila și cu îndurarea sa, să binecuvânteze toți cei binecredincioși. Părinte, aș vrea să vă dau așa o întrebare care mă frământă și pe mine și poate pe mulți dintre alți creștini îi frământă. Părinte, ce ar fi fost să nu venit Hristos? Sau și ce înseamnă venirea lui Hristos pentru noi creștini și chiar pentru cei care poate mai puțin cred sau poate cei care poate undeva au unele îndoiele încă? Da, mulțumesc frumos. Iată să spunem așa, să avem o închipuire corectă și sfântă. Ce-ar fi dacă noi că au venit noaptea și n-ar mai veni niciodată lumina? Ar fi ceva strașnic. Mai strașnic nu poate fi decât ar fi. Ce poate să fie, iată, de pildă, să spunem așa, să spunem despre înțeleptul Solomon, că au cerut de la Dumnezeu să-i se dea tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ce-ar fi fost să fii tu permanent un șarpe, să te târi pe drum și niciodată să nu vezi capul drumului? Să-i strașnic. Permanent să vezi în fața ta ceva suferință, durerie, râgne, țipi, fără încetare. Asta e o grozăvie, strașnic. Uite, tocmai ar fi fost așa dacă n-ar fi venit Hristos. Ar fi fost un singur haos. Însă economia și planul lui Dumnezeu de la început a fost cu toată înțelepciunea. Dar când a fost începutul pus, nimeni nu știe. Pe când se vorbește la Apostol Pavel către evrei și spune în felul următor, pe când l-au adus în lume și a spus că tot genunchiul se închine. Pe când? Când au fost aceasta? În fața îngerilor, la lumea nevăzută. Dar când au fost spațiu, vremea, calendar nu era. Nimeni nu poate să știe. Ceea ce spun acum, cu miliarde de, ani, asta este cel mai mare negobii și prostii și întunecii. Iaca, ce ar fi fost? Ar fi fost o catastrofă totală. Și numai în minciună și în minciună, în minciună și în dezastru. Însă dacă au fost ca să vină, am spus că a fost un plan foarte economic al lui Dumnezeu. Deci de aici și prorocul Abacum zice, auzit am, Doamne, glasul Tău și m-am înspăimântat, cunoscut am lucrarea, lucrurile Tale de economie și m-am înspăimântat. Că adică Dumnezeu va pleca cerul și va veni, că El este lumina lumii și tot omul ce vine în lume să fie iluminat de lumina lui Hristos. Iată ce este ca să fie Hristos. Că noi știm că Scriptura ne arată că era bezne și Duhul lui Dumnezeu se purta. Și-au zis deasupra întunericului. Și-au zis să fie lumină. Și s-a făcut lumină. Iată asta de mine este lucru bun. Lucru înțelept. Lucru plăcut. Să fie lumină. Hristos este lumina lumii. Și dacă nu venea Hristos în lume, noi n-am auzit cunoaște niciodată lumina adevărată. Și torparul la sărbătoare care astăzi se duce, o petrecem. Greu vin, dar repede de petrecem. Adică de ce greu vin? Că sunt condiții care noi trebuie să ne abținem. Greu vin. Dar repede se duce din cauza că suntem în tot veneri și în tot felul de mâncare și fără să mai facem abținere. Ce repede se duce? Ce spune? Nașterea ta, Hristos, Dumnezeul nostru, înseamnă că ce-au dus? Lumii lumină cunoștințe. Că cei ce slujau stelelor de la stea s-au învățat. De la lumina stelelor s-au învățat. Iată, ei s-au dus și au mărturisit.
Iată de ce a venit Hristos, că toți care sunt în lume și sunt chipul Dumnezeu să fie luminați. Dar asta se face de bună voință, nu de silință, niciun fel de, să spunem, presiune, dar se face din bună voință omul să vii la lumină, că dacă ți va plăcea dezastru, un dezastru vei fi. Îți va plăcea întuneric, un întuneric vei fi. Îți va plăcea moartea, în chin veșnic vei fi. Hristos a venit să-mi dea lumina și ne scoate și din chinuri, și din întuneric, și ne da viață cu odihna Sfinților. Iată de ce a venit Hristos în lume. Prinț de Hristos asta astăzi, noi nu l-am răstignit la două oară și nu l-am primit în casele noastre? El nu trebuie să vină acum, cum ar să vină încă o dată să-l răstignim, că asta e clar și e vădit că va fi. Eu nu odată m-am pronunțat și am să mă pronunț până la urmă când am dreptul ca cel ce cunosc canoanele să vorbească. Ce se face astăzi? Să spunem, face Patriarhul Constantinopolului. Gata, ideea m-a vrut să-i pe Hristos. Fiindcă unde este împărțirea, este ruinarea. El de-a mă împărțește. Și mai mult ca atât, că canonul 30 era postul în rată, că cel ce va lua un obiect sau va lua un ban sau ceva pentru ca să dăie ceva, să fie caterisat cu cel care face, cu cel care primește. Iată, asta este strașnic. Clar că îl răsignește. Uitați-vă numai că, să spunem așa, în biserică. Eu nu am să vorbesc, să critic, Doamne ferește, nu, că lumea mai bine, că lumea citește și acum noi am început, adică nu acum, sunt librării de cărți duhovnicești care le vând, lumea citește. Și tot timpul sau să spunem că au spus un adevăr ca să se reverse peste popor, numai adevărul și lumea adevărului. Și acolo să citești cum trebuie comportamentul unui preot, comportamentul unui călugăr, comportamentul unui arhireu, comportamentul patriarcului. Cum trebuie să fie soborul, ca să numește Sfântul Sobor, și cum trebuie să fie creștinii când intră în biserică. Și astăzi, când noi ne uităm așa, cu ochii limpezi și luminați, noi să vedem că noi l-am scos pe Hristos din biserică. Cu triumf. Dacă noi am pus, să spunem așa, iată, de pildă, să spunem așa, ce-i sărbătoarea laică și-i sărbătoarea duhovnicească. Paralel întotdeauna s-a făcut, diavolul au făcut ca să iei paralel. Dacă Dumnezeu a lăsat proroce, a lăsat proroce mincinoși. Dacă a făcut apostoli, a lăsat apostoli. Și Mântuitorul la urmă, ce spune? Vor veni Hristos mincinoși și Dumnezeu. Da, proroce mincinoși. Înseamnă că ei merg. Acum, sărbătoarea care este, e laică, lasă-o sărbătorească. Fie în piață, unde vrei, pasă-i drept, fiindcă asta e, să spunem așa, e bine prin parlament, e prin lege, nu mai e împotrivă. Pe când s-o aducă să tare, s-o târie pe dânsă, cum borlace de pe Volga, tăreau la mal, să târie o sărbătoare, să-l târie pe Moș Crăciun, care zic că e ea, că e Moș Crăciun, să-l târie tu în biserică, asta e, tu l-ai scos pe Hristos. Și tu nici nu-ți dai seama, în timpul acesta, tu l-ai scos pe Hristos. Și introduci ceva. Doar aceste introduci și au fost scoase. Acum noi am distrus, zicem, idolii, dar pe înălțime mai aducem jertfe. Înseamnă că noi ne-am scos definitiv. Și undeva am început. Iată, noi l-am scos pe Hristos. Când spuneam odată într-o emisiune, când plângea unul în afara bisericii. Uite, din biserică și plângea. A intrat în biserică, s-a cruci și spune că nu așa. A celălalt a zis că nu merge și aici, celălalt de într-o parte, nu se stă în locul ăsta, nu vine în coace. Și toți l-au scos până el a ieșit din prelor și ieșit afară. Și plângea. Și atunci un glas să-i spun, ce plângi, Ioane? Dar m-am scos din biserică, Doamne. Dar nu plânge. Că de ani, de zile eu sunt scos afară din biserică. Dar cine ești, Doamne? Eu sunt Hristos. Așa că, întrebarea că am mult dacă ar veni să scoate pe asta, e fără vorbă, nu-l mai primește. De ce? Eu mă uit așa câteodată, iată, ieri mi-am primit altarul credinței. N-am să fac mare așa altarul credinței. Acolo este la prima foaie, că cum ar fi într-un început, a fost începutul. Și se spune cum ar trebui să ne debărăsăm de ateiști. Păi cum să te debărăsesc de ateiști pe când te-ai făcut ateist? Cum? Știi ceva? Dar știți, să spui, iau să râde. Și după Sfântul Anton cel Mare, dacă vă citi ceva numerare în Pateric, acolo este numărul întâi, 1, 2, 3, și când ai să ajungi la punctul 27, așa numără cum este însemnat orice a spus în conțelepciune, și la 27 spune așa, în punctul 27,
că va veni vremea că toți se vor nebuni, se vor repeta Dumnezeu și vor fi lucrurile urâte de tot. Și dacă cineva va fi cu Dumnezeu și nu va fi cu dânsul, toți au să vină ca la nouă corabia lui noi și a zis că este mai nebun ca noi, că nu face ce facem noi. Hristos nu l-am scos din biserică. Unde se păstrează, rar se păstrează. Unde este un apel telefonic. Da. Alo? Alo? Da, vă ascultăm. Am o întrebare. Câte ori de ani poate împărtășesc creștinul? Aia asta, da? Câte ori de ani poate un creștin să împărtășească? Mulțumim. De câte ori pe an un creștin poate să ia Sfânta Împărtășanie? Noi am vorbit de multe ori, de asta am vorbit toate astea. Eu am explicat și explic. Iată, de pildă, cineva vine și îmi spune așa, și-o mărturis și spune, părinte, eu la Moscova lucrez. Și m-am dus la Moscova acolo și preotul a spus că ce bun, tu nu te împărtășești, fiecare te zice să te împărtășești. Și că tare o delega să împărtășească. Eu îi zic, dar voi rămâneți în casa voastră și vă mărturis să împărtășiți. Te duci încolo. Tu ai oricând posibilitate, odată în 3 luni de vii acasă. Dacă tu odată în 3 luni vei face mărturisirea, ești bravo. Dacă odată în 3 luni vei face împărtășirea, ești bravo. Poți să faci împărtășirea și în fiecare duminică. Nu mai socoate un singur lucru. Că noi ne împărtășim și introducem împărtășanie ca un obicei și ca o hrană. Și noi suntem ca cei care poartă talisman. Că așteptăm, purtăm talisman și fie bine, că m-am împărtășat, ni se fie bine. Ți-ți poate fi bine pe când ești mărturisit, pe când tu înțelegi ce înseamnă cu văzul, cu auzul, cu mirosul, cu pipăitul, cu gustul, cu lenevie, cu trândovia, cu clevetirea, cu minciuna, cu mânia, cu îngâmparea, ținerea de minte de rău, că nu ți-i mergă, nu ți-i vinerea, nu ți-i patru posturi, nu le duce. Ești mândru, ești invidios, ești gelos, ești egoist, ești fățarnic. Păi iată astea, tu trebuie să le mărturisești și una, ce înseamnă mărturisirea? De a înceta de a le mai face pe cele care le-a mărturisit. Dar dacă iarăși ai făcut, iarăși le mărturisești. Însă ele trebuie să știi dumneavoastră un singur lucru. Iată, ea ar fi ca o pătărane zise, cum zice noi, un anecdot, așa ar fi. Când treabă pe copiii care sunt adică capați, adică bine stau acolo undeva la orfinatul lor și spune că noi astăzi ne-am scaldat așa de bine, dar au spus că dacă vom fi cu minte, o să ne dăi și apă. Ați văzut cum este? Înseamnă că noi ce facem acum? Noi primim trupul lui Hristos, dar fără lacrime de pocăință. Și dacă ți-ți permite oricând să te împărtășești, bine o face, dar trebuie să te conducă în timpul ăsta când tu te împărtășești cu cuvântul. Ia aminte că împărtășanie este merit și vrednicie. Pentru trupul lui Hristos, Hristos a venit și a pătimit. Și apostolul Pavel spune că e bine pregătit. Și dacă tu vei trece prin aceasta și dacă vei pune rufile la spălat și vei da apă, când eu te-am spus, aceea să o compară. Că o spus, dacă ar fi cu mine, să le dă așa apă, dar să băiau. Dar fără apă. Haina fără apă nu se băiește și nu se spală. Nici omul nu poate să fie băit fără de apă. Acum înseamnă, fără lacrimi de pocăință, tu nu poți să te curățești de păcatele tale. Și acum, fă lucrul acesta și împărtești când vrei. Dar dacă vei păstra ascuns mânia și te vei ascunde că ești gol, și nu vei duce rodului pocăință ca Adam și Eva, vei fi izgonit din rai. Chiar dacă ești în rai, vei fi izgonit din rai. Chiar dacă ești chipul lui Dumnezeu, dar tu n-ai asemănarea lui Dumnezeu. La asemănarea tu trebuie să fii împăcat cu fratele tău. Cercetează pe tine că tu primești trupul și Sfântul Hristos și tu nu ești judecător, dar Dumnezeu este judecător. Iuda a primit și el trupul și Sfântul Hristos. Dar după asta s-a dus și a spânzurat, că l-au luat cu neprednicie. Și am gândit și singur, cum îți străbește? Ce-ți spun fiecare, zic, dacă îți spune la Moscova, și tu stai la Moscova. Dar eu, altfel din viața mea știu. Și ceea ce îmi place mie, îți dau și ție. Așa Scriptura mă învață. Ceea ce îți place, ți-i de aproape lui tău. Și ceea ce vrei să-ți facă lumea ție,
aleargă de fătul ei. Adică eu cum pentru mine aș dori ceruta pentru tine să spun cum vin în fiecare zi, cum ești, atunci sunt diavol întrupat. Eu sunt iată, zice, azi nu mai spuneam, cum trebuie de luptat cu ateismul. Dar noi pe când suntem, când noi dăm voie că duminici se lucrează, sărbători se lucrează, că e strânsul roade, strânsul pâinii, asta pur gândire omenească. Ce au zis Mântuitorul Petru care au gândit pur omenește? Pleacă înapoi mea, satanul. Gândește la cele omenești. Cum chiar tu nu-ți pui nădejdea în Dumnezeu că e strâns roade, fără Dumnezeu nu poate fi nimic? Și tu ai intrat în lan combine și-o dat Dumnezeu o furtună, ți-o luat-o, ți-o aruncat-o, o spalat tot aceea. Doar Dumnezeu este stăpânul lumii. El, toată natura lui se supune, că natura de la sine este moartă. Cum o casă fără stăpân se răspește, așa natura fără Dumnezeu este moartă. Iar viață, când Duhul lui Dumnezeu este asupra naturii și dă viață. Și omul are puterea credinței când Duhul Dumnezeu este întâlnit, când nu este părăsit. Dar dacă omul este în plinie păcatelor, nu poate. Așa că să primești trupul Sângelui lui Hristos cu nevrednicie, nu vă sfătui. Dar dacă te-ai dus și te-ai băit și ai reținut și te-ai reținut de la cei ce am numărat, atunci duci și te împărtășește. Și fiecare zi trebuie să faci. Asta nu numai în postul mare, nu numai în postul nașterii, nu numai în postul Sfântului Apostol, nu numai în postul adormirii. Nu. Asta în tot anul ăsta biserica a rânduit. Pentru cei care nu înțeleg. Dar omul care înțelege, trebuie să fie întotdeauna pregătit. Că nimeni nu știe când va fi chemat. De ce spuneam că un duhovnic înțelept și un trăcar înțelept. Doamne, vreau să pun, îi spune, părinte, vreau să pun un început bun. De când să încep? Și aici i-a spus și el înțelept. Întrebare înțeleaptă. Cu un ceas înainte de moarte. Dar de unde știu eu, părinte, zău ceasul sau ceasul în care eu trebuie să mor? Păi tu, Madeta, că nu știi, trebuie să fii permanent curat. Că Dumnezeu cercetează inima și rărunchi și nu trebuie să fim curați. Dar ce e că să ne permite să împărătășim, poate să faci într-o deprindere, într-un obicei. Dar nu într-o mărturisire curată, purificată, și nu cu darul Dumnezeu și nu te împărătești pentru că tu ești curat. Dar în împărăția Dumnezeu spurcat va intra. Și Hristos nu va intra în tine dacă tu ai gânduri spurcate. Și nu te ieși cu fratele tău, dar te-ai împărătășit și te lauzi în fața lumea. Asta este laudă în fața lumea. Cum facem omul comunitar. Și aducem și dăm și lăudăm și ne fotografiem și punem tot. Asta este diabolic. Până la urmă. Chiar dacă noi spunem că facem la fapte bune, dar noi ne lăudăm. Ce dă stânga nu știe dreapta, ce dă dreapta nu știe stânga. Faptă bună, fă un taine și o ascunde sub tăcere, când ascunzi sală bine faci, pururea faguri de mere. Gătește-te din împărtășanie, că este merit și vrednicie. Și atunci împărtășești când vrei. Dar eu ți-am spus cum este adevărul. Trebuie să fii pregătit și însuțit de lacrimă. Că rupile fără apă nu se spală. Și în scaldătoare fără apă nu te scalți, încât să mai dai cu apă sub apă. Pe asfalt. Pentru că Hristos pentru cine întinde brațele? Pentru orice om sau anume aleș, pentru cineva a venit în parte. Orice om poate să-i primit la Hristos. Să cutim un singur lucru, așa ca să vorbim echilibrat, socotit, cum spuneam Mântuitorul, cine va fi înțelept, credincios și econom. Să nu avem să dea măsură de greu. Iacă, acum trebuie să dăm măsură de greu. Dacă noi am vorbit că a venit Hristos ca să împarte pe cineva, suntem eretici. Suntem rătăciți de la calea adevărului. Noi toți suntem chipul lui Dumnezeu. Nu toți avem asemănarea, asta e altă întrebare. Toți, care iată și noi aici, noi chipul avem, dar nimeni nu știe ce asemănare avem. Numai noi singuri putem știm ce asemănare avem și dacă o avem. Noi nu mai putem știm. Așa că chipul este în fiecare, dar asemănarea este. Însă Dumnezeu a venit pentru ce se numește chipul, lumii în Adam. N-au deosebit. Dar întâi au venit pentru cei care i-au ales deosebit. Vezi că tot timpul a fost o seminție aleasă. Și dacă l-au ridicat în cerul după 350 de ani pe Enoch, care a fost bine plăcutul lui Dumnezeu și l-au ridicat la cerul, el stă și așteaptă ziua când el trebuie să vie să primească moartea. Pentru cine? Pentru ce spunea dreptul Iov, că eu știu că va veni ziua când ochii mei vor vândea pe Mântuitorul meu din pulberea pământului mă va scula pe mine.
Iată ce a văzut ea. Înseamnă că Hristos pentru toți a venit. Și se arată în Evanghelie când a venit cătința cananeancă de alt neam. El a arătat că n-am venit pentru că arunca pâinea câinilor, ci a venit pentru casa lui Israel. Dacă casa lui Israel nu l-au primit pe Hristos, atunci a fost nevoit Hristos să trimite la toți, ca și iarăși Evanghelie, când spune că a făcut cină mare, la răspândere drumul, și șchioci, și orbi, toți cheamă. Sau că n-au făcut diferență, că acela e bogat, că acela e sărac, nu. Toți care vor dori să vină la lumină, cu care am început noi prin ce a venit Hristos în lume, toți care vor dori să vină la lumină, să vină la lumină. Și iată, când se va cânta la botează, pe acolo spune, cântăm așa, că cei ce erau într-un tuneric să se lumineze. Iată pe ce a venit Hristos, că toți se luminează. Că toți au chipul Dumnezeu, dar este libertatea și să-L primești din libertate, nu din spaimă, din frică, eu știu, din udrie, presiuni, nu. Din bună voință să vii la lumină, dar toți, mulți chemați, puțin aleși, înseamnă că în cuvântul mulți, toți sunt chemați, dar care să alege între acești chemați să vină corect, să creadă? Că acum ar fi, cum au pus întrebarea, câte ori să mă împărtășesc? Câte ori te socos că ești vrednică să primești? Dacă îmi socos că nu ești vrednic, dacă undeva, cineva are automobil și vrea să pornească la drum, el știe care unde pe el nu se pornește. Și niciun avion nu zboară, nici o curabie nu se duce pe apă. Când ele nu au defecte, dar în mare se întâlnesc cu probleme. Ca Titanicul, la 11 de noapte, s-a lovit în ghețar și s-a unecat 1600 de oameni. Nimeni n-au scăpat. Așa că, în nădejdea lui Dumnezeu, toate lucrurile stau. Și cu frica lui Dumnezeu stau. Și l-a duce pe om la cunoștință, dacă omul vrea să vină. Dar dacă nu vrea să vină, a pot să spună ce a spus și el cu Titanicul. A spus chiar Dumnezeu să vrei să neci, nu ne neacă. Dar nu a vrut Dumnezeu, un ghețar te-a necat. Te-a lovit într-un ghețar și te-ai distrus. Ți-a arătat neputința și prostie minții. Așa că aici trebuie noi să înțelegem că Dumnezeu pe toți îi cheamă. Nu este nimeni care să nu fie chemat. Numai alta este că noi nu primim chemarea. Și spunea în pilda aceea când a spus, duceți, spuneți și să chemați la cine mea că este gata. Unul a spus că are pământ, altul a spus că are și-a cumpărat 5 boi, dar altul ce a spus? Că m-am căsătorit și nu pot. Că acum tot s-au sfătuit. Și spune Scriptura, nu vor mai fi vrednici de masa mea, cei care au fost chemați și nu au venit. Dar de chemați sunt toți chemați. Prin de ce n-a putut lucrarea aceasta mântuitoare, divinirea lui Hristos, anume trebuia să vină? N-a făcut-o un proroc, oricare ori îndrept, oare un alt, oricare cineva din Sfinții al lui Dumnezeu plăcuț, dar a trebuit să vie anume să Fiul lui Dumnezeu și să facă anume lucrarea aceasta. Niște altcineva n-a putut și care până la urmă este... Pot să spun o pildă. Undeva, cândva, eu am mai vorbit pilda asta, nu atât de des, dar undeva mai vorbit-o. Poate că și-a dimisiune, ci nu mai ținut, că nu mai duc cont. Când unii ce vorbesc, mă spune să vorbesc, cum spune Sfântul Anton cel Mare, în fața mea este întotdeauna Sfânta Scriptură. Asta e. Dar dacă le vorbesc, când unii, nu știu. Am ce aș putea să spun în felul ăsta? Socoate un singur lucru corect, să-l înțelegem drept. Împăratul, spuneam despre împărat care spunea că în lume toate le-a avut, dar socotea nefericit. Și a zis că mă duc din lume nefericit. Arătați-mi fericire, arătați-l pe Dumnezeu. Mulți împărați au dorit să se cunoască adevărul. Ca împărat, având de toate, la, cum spune, la scară și n-avea lipsă de nimica, clar că el vedea că nu îl face fericit. Iată de istorie despre Nero. El tot avea, el spune, în fiecare zi, acești oameni, cei vorbe, cei și întâmplări, ce, e trist. Care tăcere și el nu știe ce facă. Acum împăratul se gândește el așa, întrebarea dumneatale se gândește. Dar de ce, într-adevărat, Dumnezeu nu trimis
îngeri, iar cum Arhanghel Michelu aparat, nu trebuie cum Moise s-a scos poporul de clopter și vin unul ca mai presus ca Moise, ca Ienou sau ca Ilie sau care să salveze lumea. Dar nu mie trebuie să vină însuși Fiul lui Dumnezeu sau Dumnezeu și om, să se plece Dumnezeu să ia omenirea sau... Și atât întrebarea asta l-a frământat pe împăratul. Și avea acolo unul departe un sicastru care cunoștea Scriptura, vorbea din Scriptură și cunoștea bine învățăturile Sfinților Părinți și el aflând de dânsul care harul acesta și darul vorbirii și explicării și are înțelepciune ca să dăi la vreme măsura de greu, care spuneam înainte, l-au chemat și întotdeauna la împărați. Sunt lacuri mici, nu chiar mari, dar sunt lacuri. Până acolo, pe teritoriul acela și în curte. Și, cum am spune noi, cărărușă, pe lângă lacurile acelea, pe lângă locurile cei frumoase, unii sunt parcele de flori. Se preîmbla cu călugurul tocmai pe malul unui lac. Și de întrebare călugărului. Și zice, părinte, uite întrebarea mea, cum stă, de ce n-au venit, n-au făcut tot aceasta prin îngeri, prin om, ce trebuia să vină numai decât Dumnezeu. Și părintele începe să spună cum am început ea, că începem eu, am început-o, spune, de la facere, de la Scriptură, că Duhul Dumnezeu se purta deasupra apelor, dar era peznă. Așa și el a început să spună, să-l aducă la cunoștință, să spună mai pe lungă, să înțeleagă cum mărturisește prorocie și Duhul prin prorocie. Și în timpul ăsta, când el vorbea și concentrat era împăratul și asculta vorbirea, cineva cu un glas tare strigă, împărate, copilul tău să neacă. Și el numai când s-a uitat și a zis, copilul, nu mă ridică mâine să duci să pun, așa, cum era în mante, cum era în tot, au sărit. Clar că pentru copil lacul acela era groaznic, dar pentru împăratul apa era până la gură și chiar îmbrăcat nu era pentru strașnic. Dar nu s-au înspăimântat de nimic. El a mers la orice risc, numai de a-și salva copilul. Acum n-au mai avut din ziua aceea discuții cu călugurul. Clar că ziua aceea era preocupată de grija care au fost din momentul ce s-au întâmplat. Au trecut câte zile au trecut acolo și întâmplător se întâlnește călugurul iarăși la locul acela. Și spune, că uite, atunci ne-am întrerupt pe noi cu discuția noastră cazul ăsta care s-a întâmplat cu copilul meu. Folosând momentul acesta, că lucrul nu mai începe iarăși a mai explica Scriptura. Ce zice? După cum spune împăratul. Cine este asta? Înțelept Solomon. Ce este împăratul? Un cal închegat care nu dă înapoi. Și orice dorește, aceea își hotărăște. Iată ce este împăratul. Am uit, zice, împărate, de ce n-ai dat poruncă să-ți salveze cineva copilul, dar ai sărit tu să-ți salvezi copilul? Ai putut să dai poruncă, tu ești împărat și tot spun în porunci împăratului. La care împăratul spune în felul următor. Cine ar putea să fie cu interesat sau să-l doară și să jertfească pentru copilul meu? Cine ar putea? Zic că n-am văzut, de ce n-am dat poruncă. Am sărit eu, chiar meu copil. Și numai eu am spatele mele și grija mea de a-l salva prin el. Și el zice, acum ai înțeles ce mă întrebai? Cine putea să salveze omenirea? A cui spate ar fi stat? Nici cei 14.000 de copii care au fost de Irod tăiați, asta au fost puțină jertfă. Pentru ca Hristos să-și pui spatele pentru întreaga omenire, să ia robimea noastră asupra Lui. Că El ne-a creat pe noi și noi suntem creația Lui și nimeni nu poate. Însă cei ce sunt razării din Dumnezeirii, apă Lucifer, Fiul Zorilor, cum se încredințează lui să salveze omenirea? Că el ca înger, el s-a umplut de mândrie, înghiunfare și el nu-i pasă de nimica și încă a treia parte o rupe după el. Și atunci împăratul stat și-o cugetat și-o scris, da, foarte înțelept răspuns mi-ai dat, am înțeles lucrarea de ce a venit el. Numai Hristos putea, că am spus că jertfa care au mers înainte 14.000 erau copii nevinoveți.
Asta trebuie să dai o jertfă ca Hristos să vină să ia altă jertfă asupra sa. Ca să arete prin jertfă aceasta că cine este Hristos? Cel fără de moarte. Cine este Hristos? Lumina veacurilor nestânsă. Cine este Hristos? Viața veților fără de sfârșit. Cine este Hristos? Dumnezeu, Creatorul, Făcătorul, Ziditorul și Nemuritorul. Fără început, fără sfârșit. Iată cine este. Că este Dumnezeu și om. Iată de ce. Nu au venit nimeni, fiindcă nimeni nu putea să răscumpere omenirea. Păi chiar acum vorbim, ați accentuat de povara aceasta care a luat-o Hristos. Ori mintea omenească, pot să gândească și povara Hristos o luat pentru întreaga omenire și cât de a fost de greu de a bea paharul ăsta întregi omeniri. Fără cum ar trebui noi, măcar cât de cât, măcar să putem să înțelegem care momentele acestea. Dar chiar cred că n-am putea mintea omenească să înțeleagă lucrurile astea, dar măcar cât de cât să măcar imaginar. Vedeți că noi avem la Sfântul e asta în epistola de la Timotei unde spunea că dacă bogații pământului și ar fi înțeles cine este Hristos, ei n-au cerut să-l răstignească. Acum când citim psalmii lui David, care sunt psalmi prorocești, care prorocesc, acolo spune că s-au întărătat în psalmul 2, s-au întărătat neamurile și boierii s-au sculat. Și domnitorii împreună cu boierii s-au sculat împotriva lui Dumnezeu asupra unsului lui. Ei n-au înțeles, nici nu putea să înțeleagă. Eu nu vreau să mă duc departe, nici nu vreau să critic pe nimeni, mă critic pe mine întotdeauna, așa vrea. Dacă eu, care nu m-a impus pe mine să mă duc la școala teologiei, să învăț teologia, așa, după puterile care am putut să o învăț, să o cunosc, până în capăt eu nu înțeleg, sau nu odată spuneam așa ca un, să spunem, un cuvânt înțelept popular. Cine fuge de moarte și cine leargă după moarte. Dacă eu m-am dus de bunăvoie ca să studiez Scriptura, nu m-a impus nimeni. Am avut alegeri oriunde să mă duc să fac studii. Și am făcut unele studii în altă parte, dar pe urmă am venit aici, dar am avut libertate. După când eu am început să învăț, am învățat câți ani am învățat de teologie și pe moment stau cartea și eu nu aprind păclia înainte picioarul mele ca să nu alunic de la legea lui Dumnezeu, ce să mai vorbește ceilalți care sunt în lume? Dacă noi deam clerul, iarăși mă întorc la ceea ce spuneam și de Bartolomeu. Dacă el nu înțelege ce înseamnă canonul Sfinților Apostolii și care nu poate fi schimbat, modificat, nu poate, că dacă el nu înțelege învățătura Sfintei Scripturi și învățătura Sfinților Părinți, că o legătură de la un duhovnic, altele duhovnic nu o poate dezlega, ce să vorbim de oameni care se numesc oameni laici ai lumii, care iau grijă să culcă cu banul, să scoală cu banul. Să culc cu grijă cum să facă bani, scoală cu grijă cum să-i margă azi să facă banul. Dacă unii din ierarhi spune că ei se mai uită la zodiacul acesta sau să spunem este care sunt zodii și mai trage cu ochiul la zodii, apoi de ce să mai vorbesc eu despre ceilalți care din lume? Dacă marea majoritate care poate nu, la început acum de-am pot socos că de-am ei nu mai au harul lui Dumnezeu. Nu mai e socot că l-au, dar nu l-au. Că harul Dumnezeu să-l ai, tu nu trebuie să ai, că nu poți să fii și cu mamona și cu Dumnezeu să o spune Mântuitorul. Și că tu să ai mare avere, să ai multe lucruri luxoase, să faci tot luxoase, să alegi zori și noapte de reface, să primești oaspeți permanent, să fii cineva să slujească cu bucate și să n-aibă când să ducă la rugăciuni, să n-aibă când să-și facă pravila sa și numai să grijească pentru cei care vin să duc, care te osândești, numai care așteaptă o poruncă să-ți închidă biserica. Eu nu socot că ei l-au pe Dumnezeu. Pot să mă condamne, pot să spun. Asta e treaba lor.
Eu nu condamn pe nimeni, eu spun un adevăr. Că eu nu spun numele nimănui. Eu vorbesc un adevărat, total, al tuturor. O grijă a tuturor care este grija mea. Egal cu celor. Dacă au și ei grija mea, cum am eu grija pentru lucrurile astea. Dar dacă iau numai grija, ca să tu ai ajuns Bartolomeu și ești patriarhul Constantinopolului și tu, ca tare, drept, legitim, de la soborul care se numește soboarele ecumenice, la soborul ecumenic, tu ai avea dezlegare ca să faci lucrurile și tu le faci, gata, tu nu ai pe Dumnezeu. Tu ai dezbinare, tu ai Duhul, în tine este Duhul Mamonii. Dar de ce? Pentru că ții acum, tu faci strap din influență ca, nu 30 apostolului și ții îți dă o biserică unde acolo este întâietorul și întâietorul ori, cum se spune, Rusiei și tu dai asta ca de faimare și tu o primești și dai o tocifale și îi sunt opriți canonic, conform legii, spune unde este Dumnezeu. Dar nu ești să mai pui dumneavoastră întrebarea că cineva îl mai cunoaște pe Dumnezeu? Dacă l-ar fi cunoscut, n-ar fi răsignit. De ce e dumneavoastră că n-ai pus întrebarea că dacă ar veni Hristos ce-am face cu dânsul? Dar noi că mai arătăm ce facem cu dânsul, noi îl scoatem cu totul. Deci Apostolul Pavel nenumărate ori spune că capul bisericii este Hristos. Și noi suntem trupul lui Hristos, noi suntem mădularii lui Hristos. Ce facem noi cu mădularii lui Hristos? Ce facem noi cu mădularii lui Hristos? Eu nu văd că este, să spunem așa, că îl cunosc pe Dumnezeu. Nu, nu. După Apostolul Pavel către Corinteni și în cartea 1 Corinteni, el spune în felul următor. Că dacă n-au fost nimeni să vadă că n-au fost Dumnezeu lumea, cine poate fi că este sfetnic luminat care a fost și a văzut tot? Nu a fost, nimeni nu cunoaște. Astea sunt făcute în taina lui Dumnezeu. Acum el spune altă, dar noi avem gândul lui Hristos. Apă dacă ar fi să avem gândul lui Hristos, noi am putea să facem deosebire cum spunea Mântuitorul. Adică soroacele vremii, uitați-vă toți, mass media, atâta vorbește și atâta de Crăciun, de Crăciun, de Crăciun, fără să-și dea seama că ei, cum se spune, cuvântul obișnui, ei necinstesc pe cei care cred în Hristos și nu în Crăciun. Și n-au limită când e anul nou și când este nașterea Domnului. Ei n-au limită. Când este ajunul anului nou și când este ajunul nașterea Domnului, ei n-au limită. De ce vorbim noi? Și tu vremea nu o cunoști să spui că se plinește Apocalipsa, dar tu o grăbești Apocalipsa. Fiindcă tu te-ai implicat neteolog în teologie ca să distrugi teologia. Pentru bani. Așa și Bartolomeu, pentru bani, el face dezbinare și ruinare, că îi convine. Din cauza? Da, eu am citit cei cum au fost, cum s-au adresat patriarhul Alexe către dânsul, în 1686, cum au fost, acceptat autocefalie cu 300, mai bine de 300 de ani. Toate acestea le-am citit, am văzut care, cum sunt dispuse, documente, actele. Și că acum tu să faci lucrul ăsta este imposibil. Ce să vorbim noi că cunoaște? Cine? Lumea simplă? Vezi că lumea simplă întreabă cum să se împărtășească. Dar cum spune preoțul, cum trebuie să spună să împărtășească? Cei cunosc? Dar nu cunosc. El spune că trebuie să împărtășești oricum. Nu! Trebuie să te băiești, te băiești și apoi să te împărtășești. Iată, asta e adevărat. Și dacă tu te-ai băit în fiecare zi, stai în toate, ți-ai făcut toate pravila și tu pravila știi. Dar pravila, ai întâlnit bolnavă pe drum, i-ai acordat ajutor. Ai văzut că celălalt este disperat între astea, nu te duci și spunea, ei cred că păcate tare. Nu mai pune rană în rană și pune sare asupra ranii lui ea, că așa îl doare. El altfel, o să fie tot bine, punem la dirige Dumnezeu. Da, unde doi se roagă, câștigă orice lucru care îl cere. Hai eu mă rog cu tine, hai și tu roagă-te, hai te întâlnesc. Iată, tu ești creștin. Tu aceștia nu le faci, dar vrei să te împărtășești întotdeauna. Dar mintea ta este, să spunem, împovărată și este murdară și este noian. Dar tu te împărtășești. Prindeți-o nu pe el telefonic. Da. Alo? Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat. Mulțumim frumos, din suflet. Mi-a binecuvântat, părinte. Domnul să vă binecuvânteze cu mila și îndurarea sa. Părinte, la citirea Evangheliei la nașterea Domnului, acolo se spune că magii au adus în dar aur, tămâi și smirne. Vă rog, explicați, ce însemnătate are aceasta? Da, despre magi, corect.
Apoi, socotiți-o un singur lucru. Ce greșeală să face, iată, mă întorc chiar și la întrebarea părintelui, ca să o uniți cu întrebarea dumneavoastră. Ar fi înțeles toți cei în lume care țin lucruri mari în mâna lor. Noi condamnăm și cere pur și direct să iasă, să spune că trebuie depus bisericii, să plătească impozit. Odată să ajutorul speaker al Parlamentului, îmi pare că îi spune lui Ghelețchi, dacă e Evgenie. El a răspuns. El este de credință baptist, dar el a vorbit așa cum este. Și aici a avut dreptate, că nu a spus da. Noi toți plătim impozit, toți plătesc impozit, ca să ating ce spunea. Și dacă toți plătești impozitul, trebuie. Acum când iei cartea să vezi cum se face templu, cum se făceau corturi sau templu, cum este obligațiunea și datoria fiecăruia, și când Moise s-a ridicat pe muntele Sinai, citiți capitolul 25 de la Faceri, el la 8 și el la 40, și o să vezi acolo spune, să faci cum ți va arăta ție pe munte. Asta 25 cu 9. Dar la 40 acolo spune așa, lui Moise, să faci cum ai văzut. Acolo spune cum ți va arăta, dar ea mai spune cum ai văzut. Și cum trebuie să fie? Candele să fie de aur, sfeșnicul de aur, în biserică vasele de aur, chibul legii de aur, cheruvimii care vor fi acolo cu aripile de aur. Vedeți cum este? Dar de ce se pune întrebarea? La urmă, ce au venit magii? Ce treabă aveau magii să vină? Toți erau magi, nu știm ce se ocupă magia. Asta sunt magi. Vrăjitori, vrăjitorile erau lor. Dar vedeți, ei când au venit, n-au pus pe preț, pe nimic, ci au pus pe preț la prorocie lui Baal. Când veți vedea steaua neobișnuită, să știți că s-au născut Marele Împărat. Ce înseamnă cuvântul Marele Împărat? Faraon a fost tot și el mare împărat. Au pierit de mult. Alții la vremea lor împărați au fost. Au pierit de mult. Să spunem Alexandru Macedon, a fost împărat, toată lumea a cucerit-o. S-au dus, nu mai este. Și toate vremurile au fost. Pe când spunem de Marele Împărat, au avut în vedere că Dumnezeu va pleca cerul după ce va face toate, cum spune la prorocul, nu Abacum, dar la prorocul, în fine. Spune următoare cuvinte. După ce Dumnezeu a făcut toate, au plecat cerul și s-a pocorât. Acum ei au cunoscut că Dumnezeu pleacă cerul și se pocoară însuși Dumnezeu, care ei nu l-au cunoscut niciodată. Ei gândeau că numai diavolii au putere și lucrau cu diavolii și făceau lucruri diavolești și vorbeau cu morții. Aici lor învățătorul le spune cu totul altceva, păstrați vremea. Dar magii erau căutători în stele. De acolo cred că vine. Istoria magilor este mai interesantă și mai înțeleaptă de ce anumite magii au înțeles. Și iată, ei când au văzut steaua, că ar trebui să meargă ca de obicei, dar el merge împotrivă. Că cerul merge, planetele merg așa, dar cerul merge invers. Și acum toate planetele sunt conduse de cer. Dar asta nu este condusă, este neobișnuită. Atunci au socotit că vin să se închine Marul Împărat, care a făcut cerul și pământul. Apele și papele, scoarța pământului, straturile pământului. Lui se merită să aducem aurul, nu nouă. Că este împăratul care toate le-a făcut și ne-a dat nouă. Acum, tot cei ce au avut ei au vândut. Numai să vină să-și împlinească dorința și să vadă prorocia lui Valam sau Balam. Să vină să vadă prorocia împlinită. Și n-au pus preț pe nimic. Au luat și safir, și rubin, și aur, și argint, și tămâie, și smirnă. Ca ce să facă? Să vină să le aducă lui Hristos. Iată care este semnătatea. Că ei n-au pus preț oamenii aceștia bogați, ci toate le-au prefăcut. Acum facem noi. Acela era veacul spinilor, spin de cei boierești,
Noi suntem în veacul trandafirului moldovenesc, a crinului. Acum ei lasă moartea, schimbă tot, vin să aduc darurile celui care merită și la picioare cui să pună toate acestea, nu pune preț pe nimic, pune preț pe dragoste și cunoștința adevărului. Și îi aduc lui Hristos. Și ce spune acolo? Steaua rotat. Ce fac poporul evreiesc? Ce face ultimul stăpânitor al evreilor? Ierod. Adună, după ce a stat cu magii de vorbă, și să afle unde s-a născut pruncul. Pentru ce? Pentru că sună de voie ca împărat să mai fi Israel, că el socoate că el este ultimul împărat. Tatăl e, el și adevărat, e ultimul împărat. Mai mult, n-au mai fost stăpân în Iuda, în Iudeia. N-au fost. Ultimul stăpân din Iuda a fost ăsta. Veșnicul stăpân a venit. Și trebuie să aducă veșnicul stăpân recunoștință. Ca oamenii care au păstrat învățătura corectă și ca oamenii care au urmărit ani la rândul până va veni steaua. Și iată ce recunoștință a Duhului Hristos. Astăzi noi, începând, spunem, nu vorbesc eu și n-am să spunem a noi nimănui, nu miric nimănui. Începând, care arată acum pe internet ce vilă are unul, ce vilă are altul, ce vilă are cu tare, cu tare, știuți. Fie că a fost patriar, fie că a fost metropolit, fie că a fost episcop, fie că a fost arhiepiscop, fie că a fost arhimandrit, fie că a fost preot, s-a făcut miliardar. Ce spunea părintele mai înainte întrebarea? Venind Hristos, noi l-am primit? Nu! 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 Niciodată nu o să fie! Noi am să-l primim pe Antichrist, că însuși pe Mântuitorul ne spune că am venit în unul de Tatăl meu și tu m-ați primit. Dar de ce? Fiindcă trebuia să vindem ca magii toate, să venim să aducem închinăciune corecte lui Hristos, să punem nădejdea nu în bani, ci în avere. Ei n-au știut cât drum și cale vor face până vor găsi și cât timp va dura. N-au pus, am spus, preț pe nimic, ci au pus preț pe cunoștință de a cunoaște adevărul. Nașterea ta, Hristos, Dumnezeul nostru, răsită, lumina, lumina cunoștință. Când într-un zis acești uzeau stilul de astea, s-au învățat. Să se închine ție istoria dreptății. Magii când au venit și au văzut, s-au închinat, au dus toate și poclon. La sfatul îngerilor s-au dus de acolo, cu bucurie mare, și în țara lor au mărturisit credința. Însă noi credincioși, pe cum am spus mai înainte, am luat Scriptura, am învățat, am fugit de moarte. Acum eu alerg după moarte. BMW, X, Y, sau cum se mai numesc mașini, fiecare să aibă cartieră, să avem atâtea, să fie tot în lux, tot în euro. Nu așa Dumnezeu a vrut. Nu așa! Și uite pilda cum vine din Pateric. O tânără ascultătoră trimis de părintele său la alt părinte care avea livadă și vie ca să aducă ceva să guste din toate acestea. Așa era obiceiul, și odată gustau și atât era lor. Când au venit tânărul către bătrâni, a zis, părintele meu m-a trimis către dumneatale ca să-mi dai ceva pame ca să guste din ele. Du-te, fiul, ia de acolo cât îți dorești inima și cât îi putea duce. El a intrat acolo, a văzut toate acestea și când se întoarce, știi ce întrebare îi pune părintelui? Părinte, este mila lui Dumnezeu aici? Acestea s-au îngrozit de întrebare, au meditat un timp, nu știa ce să răspundă, s-au prefăcut că n-au înțeles întrebarea, spun tânării, cum ai zis întrebarea, mai repet odată. Și el spune, este mila lui Dumnezeu aici? El iarăși s-au gândit și negăsând răspuns ce să spună, tânărul s-au dus și el a zis așa, Ioane, dacă unui copil n-ai putut să-i dai răspuns, ce vei da în ziua judecății? Și-au strâns lucrurile sale și-au plecat de acolo ca să slujească Dumnezeu, să capete mila lui Dumnezeu. În tot ceea ce noi spunem că este, avem de toate și avem capital, să avem conturi prin bănci, ăsta este răspuns la întrebare când au întrebat părinte. Părinte, ce este iubirea de arginți? A nu crede că Dumnezeu poate să poarte grijă de tine. Și cineva îmi spune mie,
Ce e atâta cu mintea ta, vezi, uite la real. La care e real să mă uit eu? La real? Că noi alergăm după averii, că noi alergăm după griji, că noi avem casă, că noi avem de toate în casă, că noi avem pâine pe masă, că noi avem apă. Noi avem tot ce părinții noștri nu au avut. Nu au avut, cred că acestea, poate nici magii. Au avut pălat, că erau îmbogați. În schimb, ei n-au pus preț pe nimica. Ei s-au uitat la realul, că să-l vadă pe marele împărat, să-i aducă smirnă, tămâie, să-i aducă ceea ce-i cuvine unui împărat, ca poclon pentru păcate. Iată cum au prețuit ei greșeala, păcatul lor. Dar noi ne ducem la preot, luăm un leu așa, să o simt și la rămân cam acolo, eu n-am păcate, am ca un om, ca o femeie. Tu nu-ți prețuiești sufletul tău, tu nu te prețuiești pe tine, tu păcatul tău care l-ai săvârșit și să iei pedeapsă, tu nici acesta nu vrei să-l răscumpere, cât uși de atât, tu cu voința, tu nu duc să-ți ceară cineva. Fiindcă iară Scriptura zice, pentru păcatul curvii și apear prea curviei, fie bărbat, fie femeie, să ducă un milosil sau un milosat de un an. Iată ce se cere, nu-ți supune biserica, ferita e Sfântul. Biserica azi îți dă ție dreptul la tot. Să te împărtășești când vrei. Dar nu-ți spune cum să duci. Trebuie să-ți spună ce să faci ca să te împărtășești. Să te pregătești. Să scoți din tine zgâul și să fii un creștin curat. Ca trupul sângelui lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu, să fie în tine. Iată cum v-am comparat și v-am spus. Trebuie să vedem realul. Nu realul că tu ai credit în bancă, că tu ai cu tare sau ai cu tare. Nu, asta nu e real. Asta e minciuna vremii. Asta este potecnirii în minciuna vremii. Și tu văzând plinirea, tu nu vrei să înțelegi. Mulțumești Dumnezeu la actuala vreme ce îți dă ție Dumnezeu. Așa au spus de Eugenie pe vremea și i-au dat-o învățătorul lui Alexandru. Și au spus, tu celă care vrei să mă faci fericit, tu nu ești fericit. Că dormi cu sabia sub cap. Și tot noaptea tresai așa ca un lunatic. Fericirea este să te mulțumești cu ceea ce îți dă ție Dumnezeu. Așa Dumnezeu pune lucruri la încercare. Așa apostolii spun că ca să fie adevărat slujitor al Dumnezeu, să fie lepădătura tuturor. Dar noi suntem în luxuri, avem de toate și noi încă zbârcim minima și mergem cu zbârcenii înaintea Dumnezeu că nu vedem realul. Ce să văd realul? Nu ne vârâm în complicația lucrurilor lumești. Nu lucrurile să vârâm în complicația noastră, ci noi ne vârâm, că vrem. Tot ce vedem, tot vrem și vrem. Dar marea fericire spunea că este o cană de apă și o bucată de pâine. Citiți-l pe Solomon și o să vedeți ce spune Solomon. Doamne, nu-mi da avere cu întreba cine știu cel din ceruri. Nu-mi da sărăcire cu ei cârtii împotriva ta. Dă-mi pâine de toate zilele și cana cu apă. Că spuneam că el au cerut tenereță fără bătrânețe și moarte fără viață. Dar la urmă a spus că nu e corect. Trebuie omul să fie muritor pe pământ. Și omul trebuie să ducă crucea în spate care au dus Hristos să mulțumesc. Că omul în bine nu știe. Dacă tu ai griji, psaltirea nu citești. Lenevești, dormi cât vrei. La lucru te duci, te stărui, să faci lucrul tău cum îți ceri acolo. Dar ceea ce ceri pentru suflet nu vrei să faci. Ce așteptăm noi? Ați văzut ce au făcut magii. Asta este o învățătură tuturor să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Ce nu în lucrurile care le-a dat Dumnezeu pentru om? Că lucrurile acestea scrie. Înțelept Solomon, dacă să citești la Ecleziastul, o să vezi. Cu unii muncesc, fac lucruri și le adună pentru cei care iubesc pe Dumnezeu. Atât. Nu tu te fii folosă, ci să folosă cel care îl iubește Dumnezeu. Că Dumnezeu ți-l ia și le-a dat lui ea. Dar dacă tu nu ai credință în cuvântul vieții, în zădar te stărui. În zădar te stărui. Pe al iubire Sfânta Alpă, din ai strune, săpră, mânți, dar peniți aceste stearpă în zădar te încerci să cânți. Noi nu numim creștini, dar noi nu suntem pe magii. Nici nu să fim. Ca să venim pe gâini să începem creștini, apoi noi am venit creștini și începem pe gâini. Mai țineți minte pilda care spuneam eu despre Pagmelon.
sculptor vestit și vrea să-și îmbeșnicească numele. Și-a făcut din peldeș o prea frumoasă statuie în chip de femeie care nu mai exista așa frumusețe. Și scălda în lucrul mâinilor lui și se bucura că și-a putut să îmbeșnicească numele, dar încă altfel l-a mai îmbeșnicit, nu numai pentru sculptura minunată și luminată, care pe zilnică îi aducea un îmbrăcat și sta de vorbă cu dânsa, dar altfel, credința lui au făcut-o să primească suflet de la Dumnezeu și să umple de viață. Pe când noi creștinii care sunt cu viață îi otrăvim. Prin când noi, aceia care suntem chipul lui Dumnezeu și să luăm asemănarea, noi am luat asemănarea diavolească. Magia a luat asemănarea lui Dumnezeu, a vândut-o și a venit. Și dacă veți căuta la nașterea Domnului, veți vedea că au fost 4 magi. Și altul au rătăcit până au venit. Dar în care s-au întâmplat că soldații nu trebuia să taie un copil, el a scos rubinul. În alt parte trebuia să fac ceva, i-a dat aurul. În alt parte au scos safirul. Și toate le-au dat, până a trecut 33 de ani și la 33 de ani au ajuns la crucea lui Hristos. Când Hristos ultima dată zicea, săvârșitul său. Zică, Doamne, te-am căutat, Doamne, cum n-am putut și eu ca celălalt să-ți aduc darul, Doamne, cum au dus s-au închinat. Zică, eu le-am primit toate pe calei care Tu mi le-ai dat mie. Ați văzut? Dar noi vorbim de creștini și noi vorbim, când m-au venit anul nou, am pus tăți în ferestre, put, că a venit anul nou. Așa te vestești anul, dar cum vestești tu nașterea Domnului? Ai luat o cărcică Evanghelie să stai să te rogi? Ai luat un bănuț să te duci să cumperi o lumânare, să o pui de sănătatea ta? Ai luat alt bănuț să-l dai pentru cel sărac care vei întâlni pe rom să-i dai lui ea? Mare deosebire este între magi și noi acum. Fiindcă ei au promovat credința, dar noi o stângem credința. Fericit cei care vor fi, se vor afla în credință și în Duh cu Dumnezeu. Fericit. Părinte, la noi timpul cam este limitat și aș ruga ca să faceți o încheiere. Aș ruga să... Eu nu știu... Iată, noi vorbim, adică vorbim totdeauna, eu nu știu câți ne ascultă, cum ne ascultă, vorbim mai noi sau nu, pentru 2 sau 3, nu știu. Tendința este că noi vorbim cuvântul lui Dumnezeu și n-am pus câți ne ascult, cum ne ascultă și că nu știi cât, cum să vorbești, să spui. Dar tuturor care ascultă, eu vă doresc să știți că este nașterea Domnului, scoteți din lexicon Crăciunul, lăsați-l numai pentru anul nou și bună ziua. Și atât. Lasă-i facă pom, lasă-i facă brad, lasă-l îmbrăce, lasă-l ducă, ce fac treaba lor. Nu puneți în ceea ce este credință. Aș ruga mai mult. Eu rămân întotdeauna, știți, așa tânguit la cei că mai mult în România se promovează asta și de acolo vine asta și ei se laudă că o aflat cine este. Eu am terminat teologia pe vremea care era ateistică, comunistă, am terminat la Moscova. La noi altele, prin părți, acolo nu am avut trecere. Acum copiii noștri, eu nu interzic, știu că teologie este. Dar când aud că se spune ajunul lui Crăciun din nașterea Domnului Crăciunul, asta este lucru urât, neplăcut și este împotriva lui Dumnezeu și este rătăcit. Magii au venit să închine marelui împărat care s-a născut. Lăsați-l pe Crăciun într-o parte, scoteți din lexicon încă o dată, scoteți din vorbire. Vorbiți mai despre nașterea Domnului. Pe când mai dăm cuiva prioritate, înseamnă că două adevăruri nu poate fi. Există un adevăr. Hristos este Fiul Tatălui mai de veci și în vreme din mamă în vreme. Mai înainte de veci din tată fără mamă și în vreme din mamă fără de tată. Are între însu două ipostasuri. Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului. Atât. Binele tot ce se face în lume se face pentru Hristos și lui Hristos. Și de la Hristos. Și magii care au primit averea și au primit bunătățile de Dumnezeu, dacă n-au cunoscut, măcar au venit și au cunoscut cui i-au dat, bunurile care au dus. Și magii au arătat că ei se leapă de pământ, de tot bunurile, dar să primească viața. Acum tu creștinii primești viața.
Pe când tu ai început, din 25 încoace, mai mult am mers despre Crăciun și s-a început, e tot același om care era până atunci Morjerina. Tot e același om. Numai când costumul ăsta, nu odată am spus, o să îmbrăci om care are diferite păcate, poate fi și criminal tot. Și vine cu o torbă și aduce și tu permiți să pui în bunătate, pui în nașterea lui Hristos lucrul acesta și îl pui în ajuns și să-l pui chiar Crăciun. Și mulți spun că se fac și ei sunt Crăciun, fac lucruri bune. Eu să cot că asta este o rătăcire care pe curând noi vom simțim, dar va fi târziu. Toate lucrurile la vreme se fac. Când vrei să te mărturisești, încă o dată zic, împacă-te singur conștiința ta, dușmanii care sunt ai oameni și poftile tale scoate-le, mânie care este în tine și să zace mânie ce în tine și ura asupra fratelui tău, scoate-o, cugete la lucrurile cele bune ziua și noaptea și atunci fă-ți rugăciune și ajută-te împărătășește. Că nu este păcatul mâncării, nu. Ce spunea omul lui Dumnezeu când au pus așa pe o prăjină și au pus carne, dar era în postul mare și încă în săptămâna mare. Și se duce Ioan Grozni la război. Și a zis că na, mănâncă Ioane, mănâncă. De-a spus că nu, că e postul mare. Mănâncă carne de porc și nu te duci să mănânci carne de om. Așa că mâncarea ar fi scutit omul. Dar ceea ce tu macini înăuntru, judici, condamni, clevetești, mâini, superi, spune că dacă ar face omul minuni, dacă ar face pe Pavel, minuni scoală morțe. Dar e mâine, el niciodată nu vede împărăția lui Dumnezeu. Niciodată. Chiar dacă o faci, niciodată n-o să aibă. Țineți minte când spuneam pilda ce că se certa Îngerul lui Dumnezeu cu diavolul. E eu. Și glas din cer și-a spus, ia lui. Dar de ce? Fiindcă el și-a pus nădejdea în ban. El vedea realul banul. El nu vede realul harul lui Dumnezeu, care te încălzește, te ocrotește și este mângâiere să plătească. Nu vede. Noi vedem premia, realurile, apoi noi vedem banul. Dar Dumnezeu toate le așează la locul lui. Când noi nu vom mai vedea realul că Dumnezeu are darul spre noastră, noi îți pierdem toate. Și dacă ne vom trezi târziu, fie trebuie să facem ce a făcut Maria Egipteanca. Să treci Iordanul. Să cercea plânge faptele tale. Și atunci vei vede cum să trăiești tu cu 6 pâini, 47 de ani. Să înțelegeți ce să cere la om? Curățenia. Dar curățenia este prin smerită cugetare, prin delungă răbdare. Și apoi merge rugăciunea postul. Și atunci vei înțelege rugăciunea care e plânsă în lacrimi pe rău, te înalță, te sfințește ca să-L vezi pe Dumnezeu. Hristos a înviat. Să fim creștini. Să aducem acum de la noi să cere ce am spus. Cu văzul, cu auzul, cu mirosul, cu păietul, cu gustul. Am greșit. Adă aurul, adă argintul, adă tămâie, adă smiră și adă închinăciune. De la tinerețe până la bătrânețe. Mulțumim, părinte, pentru sfaturi, pentru îndemnuri. Dragi iubiți credincioși, mâine aducem la cunoștință în asară săptămâna de zile. Este tăiere împrejur, ori Sfântul Ierarh Vasile cel Mare se prăznuiește. Vinerea este ajunul botezii, nu-i bobotează sau ca și la naștere, fix așa. Nu-i numai nu-i naștere, dar-i creșun sau nu știu și, ca și la botează. Numai nu-i botează, de-aia mai bobotează, e ba nu știu și, când și caz tot ceva, schimonosări și lucrurile acestea. Sâmbătă este botezul Domnului nostru Iisus Hristos, duminică, ca de obicei, este ziua învierii, este ziua ziua Malea Pasca sau este sărbătoarea Învierii lui Hristos. Vă dorim ca săptămâna aceasta să fiți mai buni și încercați să vă corectați dumneavoastră și după aceea o mie se vor corecta pe lângă dumneavoastră. Doamne ajută, fiți aproape de cele sfinte și Dumnezeu va fi aproape și dumneavoastră. Doamne ajută! Vă rog, mă iertați și Domnul să ierte pe toți!